Toată lumea se uită murmurită pe ringul de dans la ce se întâmplă între Antonio și Anemona. Toți își puneau mâinile la cap, își făceau tot felul de semne. Ferească Dumnezeu, atât vă spun. Cred că luni va fi ceva ce n-am mai văzut în nicio ediție mireasă. La un moment dat apăruse și Roberto și toată lumea îi făcea semn să plece de pe ringul de dans și să-i lase în pace. Toți se uitau ca la un film prost, vă dați seama că nimeni nu le vine să creadă ceea ce vede. În condițiile în care vă spuneam că Anemona era pe canapea cu Dani și Diana și era, nu știu cum să o numesc, spășită așa de conversația celor doi, evident ca lui Antonio și a Mariei. Dar cum probabil nu a vrut ca lucrurile să rămână așa, vă spuneam că ea a venit pe ringul de dans când Antonio era cu Maria și cu Roberto. A venit, i-a pus mâna pe piept așa suav și de acolo a început nebunia.